primăriei vechi. O primărie din 1910 care urmează să fie fermată pentru a fi construită alta nouă. Săptămâna trecută ne-a venit protocolul de predare, primire a amplasamentului. Aici va fi dărâmată primăria și vom face alta nouă. În cel mai scurt timp vom demara lucrările. Demolare și construire primărie nouă prin Compania Națională de Investiții. La momentul actual am discutat la minister, se face, este la stadiu de finalizare a proiectării, după care când ne va veni documentația pentru predarea, primire a investiției, vom demara demolarea acestei primării. Proiectele de viitor care vor urma sunt în implementare și vor fi implementate pe parcursul mandatului următor. La momentul actual, locurile de joacă sunt iarăși niște proiecte de suflet pentru mine. Sunt comandate deja locurile de joacă pentru comunitate. Un loc de joacă va fi în spatele bibliotecii la Mircești, iar încă un loc de joacă va fi făcut la Iugani, pe lângă terenul de sport. Aceste proiecte se vor implementa în cel mai scurt timp, maxim o lună de zile. Dacă echipamentele vor fi gata, vor fi și montate, iar în cel mai scurt timp, maxim 2 luni de zile, vom avea locuri de joacă pentru copii. La fel cum am spus, am închis aproape 95% utilitățile, urmează asfaltarea întregii comunități, iar pe partea de amenajare trotuare, aici, în fața primăriei, până la gară, vor continua lucrările pentru construirea alei pietonale și trotuare pentru siguranța cetățenilor. Mai avem în plan extinderea rețelei de electricitate pe partea la Iugani, în zona stadionului, pentru ca să creăm condiții de construire locuințe în zona Copăcei, cum se spune la noi la Iugani, iar alte proiecte de viitor. La Mircești am discutat foarte clar cu conducerea Partidului Social-Democrat pentru ca să refacem drumul județean 208 ieri, care trece prin satul Mircești, prin centrul satului Mircești, unde voi avea tot sprijinul pentru ca acest drum să fie reabilitat în cel mai scurt timp. Avem clădirile vechi din comunitate, avem Biserica Sfinții Voievozi din Cimitirul Ortodox, care neapărat trebuie reabilitat. Avem Casa Paulinii, prima școală din Mircești, care și aceea trebuie transformată într-un muzeu, mai ales că se află lângă Vasile Alexandrii. Și alte utilități, construcții care trebuie făcute în comunitate, care cu siguranță la doleanțele și la solicitarea cetățenilor din comuna Mircești le vom putea implementa. Tot aici, la Mircești, cât și la Iugani, avem discuții pentru construire de capele mortuare. Cu siguranță este o necesitate în ziua de azi pentru construirea unei capele mortuare aici, la cimitirul catolic din Mircești, iar, cum am spus, la cimitirul ortodox la fel, și acolo este necesar de o capelă, dar acolo sunt în discuții pentru amplasament cu părintele ortodox pentru construire. La Iugani, la fel, vom vedea care sunt discuțiile și voi ține cont de părerile cetățenilor pentru construirea unei capele și acolo.